horoscopul zilei de 17 mai. Berbec. S-ar putea ca în ultima vreme să vă simțiți dependenți de cei din jur, iar acest lucru vă poate opri progresul în viața personală, dar și cea profesională. Încercați să luați propriile decizii mai des și să vă asumați greșelile. Cu pași mărunți, veți reuși să mergeți înainte cu mai mult curaj. Veți fi creativi în această perioadă, dar s-ar putea să nu aveți parte de un scop pentru această creativitate. Ar trebui să găsiți un hobby sau o activitate care să vă facă plăcere și să vă stimuleze. Este posibil să fiți predispuși durerilor de inimă, așa că nu amânați un consult la doctor, în special dacă sunteți nevoiți să depuneți efort în ciuda temperaturilor ridicate. Taur. Astăzi s-ar putea să vă bucurați de o sumă de bani la care nu vă așteptați. Acesta va fi elementul cheie în unul din planurile voastre personale. Dacă doriți să petreceți mai mult timp cu cei dragi, ar trebui să organizați o ieșire în oraș sau chiar o călătorie în afara orașului în weekend. Dacă vă arătați spontani și dornici să îi implicați pe cei din jur, aceștia nu își vor dori să vă refuze. Încercați să discutați sincer chiar și la locul de muncă, în special dacă aveți o problemă cu un coleg sau cu un proiect. Atunci când ascundeți dificultățile prin care treceți, riscați să afectați buna funcționare a întregului sistem, însă mai important riscați să suferiți de anxietate și stres. Gemeni. Dacă vă doriți să comunicați cât mai deschis cu cei dragi, uneori acest lucru poate fi dificil, uneori chiar imposibil. S-ar putea ca o persoană anume să evite orice încercare a voastră de a vă apropia, iar acest lucru ar putea duce la tensiune în relațiile voastre. Încercați să vă păstrați distanța pentru o perioadă, pentru a determina dacă problema ține de voi sau de un lucru personal. Astrele anunță o perioadă foarte bună pentru cuplurile căsătorite. S-ar putea să aveți un motiv pentru a sărbători în curând. Astăzi ar trebui să evitați restaurantele și alte locuri unde se servește mâncare, deoarece veți fi predispuși problemelor digestive. Rac. S-ar putea ca în ultima vreme să vă lipsească inspirația. Pur și simplu nu veți reuși să vă concentrați. Ar trebui să vă faceți timp în acest weekend pentru a schimba rutina cu care v-ați obișnuit. Încercați să vizitați un muzeu sau cumpărați bilete la o piesă de teatru. Astfel de activități culturale ar putea să aducă puțină inspirație în viața voastră. Nu lăsați problemele de la locul de muncă să vă afecteze relațiile din familie, chiar dacă acest lucru poate fi uneori dificil. S-ar putea să aveți mici probleme de sănătate, ceea ce ar putea să vă determine să vă amânați toate planurile. Acest lucru nu va fi necesar, deoarece nu suferiți de nimic grav. Leu. Nu lăsați ca o eventuală atmosferă negativă în relația cu partenerul să afecteze profund relațiile cu celelalte persoane dragi din jurul vostru. Atunci când nu sunteți siguri de o decizie, tindeți să ascundeți acest lucru și să acționați după primul impuls. Ar trebui să apelați la cineva de încredere pentru a avea o a doua părere. Evitați site-urile cu multe reduceri sau alte oferte, deoarece veți fi tentați să cheltuiți bani în această perioadă. Astrele prezic o perioadă foarte bună pentru orice schimbare, în special în favoarea sănătății voastre. S-ar putea să aveți probleme cu transportul în comun, așa că evitați-l pe cât posibil. Fecioară, veți reuși să vă faceți remarcați în grupul de prieteni, precum și în alte grupuri sociale în care vă place să activați. S-ar putea ca în curând să aveți motive pentru a sărbători împreună, însă nu lăsați acest lucru să vă distragă de la responsabilitățile voastre. Ar trebui să evitați discuțiile despre certuri din trecut cu anumiți prieteni, deoarece s-ar putea să aflați că aveți o perspectivă diferită asupra modului în care s-au desfășurat lucrurile. Deși vă doriți să economisiți cât mai mult, acest lucru poate fi uneori imposibil. Nu ar trebui să vă simțiți vinovați atunci când investiți în lucruri de care aveți nevoie sau care vă fac cu adevărat fericiți. Balanță. Deși aveți parte de succes în cariera voastră, nu același lucru poate fi spus despre viața personală. Astrele prezic o perioadă de tensiune și vești proaste în relațiile cu cei din jur. Mai mult, s-ar putea să aveți parte de o despărțire sau cel puțin o pauză. Este posibil ca o răceală sau altă afecțiune ușoară ce nu a fost tratată corect să se întoarcă, ceea ce va fi cel puțin frustrant. S-ar putea să auziți un zvon supărător despre o persoană cunoscută. Însă nu lăsați acest lucru să vă influențeze până când nu este dovedit. Astăzi veți reuși să cheltuiți o sumă mică din buget pentru acest weekend, ceea ce înseamnă că metoda voastră de a economisi dă roade.
Scorpion. Astrele anunță o perioadă bună pentru schimbări, chiar dacă acestea presupun un risc. Cei dragi vor fi alături de voi, așa că nu ar trebui să vă dați înlături de la o provocare. S-ar putea să auziți o veste bună de la cineva drag, iar acest lucru vă va oferi o nouă perspectivă asupra propriilor probleme. Este posibil ca un grup de alimente sau un aliment anume să nu vă prească. Deci, veți fi predispuși reacțiilor alergice. Încercați să fiți înțelegători față de copii, însă nu uitați că aceștia au nevoie de îndrumare din partea voastră, nu doar de înțelegere. Atâta timp cât sunteți sinceri și deschiși, nu ar trebui să existe probleme. Săgetător. Evitați să semnați contracte sau să faceți investiții în această perioadă, mai ales dacă se preconizează și unele cheltuieli ascunse. Se anunță schimbări pentru viața de cuplu, însă s-ar putea ca ritmul acestora să fie prea rapid pentru voi. Încercați să vorbiți cu partenerul dacă sunteți îngrijorați de modul în care evoluează relația voastră. Astăzi s-ar putea să fiți contactați de către un prieten cu o idee de afaceri. Înainte să acceptați, ar trebui să vă gândiți dacă puteți face diferența dintre prietenul vostru și un potențial partener de afaceri. Dacă vă doriți o doză de inspirație, încercați să schimbați felul în care vă petreceți weekendul. Capricorn. S-ar putea ca cineva drag să vă critique pentru modul în care abordați unele probleme, în special cele care țin de relațiile voastre mai mult sau mai puțin personale. Acest lucru ar putea să vă determine să vă analizați comportamentul cu mai multă atenție. Nu subestimați pericolul temperaturilor ridicate. Veți fi predispuși stărilor de greață și durerilor de cap, iar aceste lucruri pot fi înrăutățite de vremea extremă de afară. Ar trebui să fiți mai atenți la dieta voastră, deoarece s-ar putea să observați că ați dobândit un număr de obiceiuri nesănătoase. Să fiți apelat de către părinți sau o altă rudă, așa că fiți cu ochii pe telefon. Vărsător. Astăzi veți reuși să ajungeți la o concluzie care vă dădea bătăi de cap de mult timp. Dacă v-ați pus în minte să faceți o serie de investiții sau schimbări, ar trebui să așteptați perioada reducerilor, astfel bugetul vostru va avea mai puțin de suferit. Deși nu vă dați înlături de la o discuție serioasă pe teme complicate, ar trebui să evitați conflictele cu cei dragi, veți fi predispuși la certuri și momente tensionate. Chiar dacă atmosfera de la locul de muncă este una bună, este posibil să simțiți că nu sunteți pe deplin potriviți slujbei. Nu lăsați aceste dubii să vă distragă atenția de la responsabilități, însă ar trebui să faceți o schimbare dacă sunteți nefericiți. Pești. Veți reuși să vă apropiați de cineva drag în aceste zile, iar răsplata voastră va fi sinceritatea pe care această persoană o va arăta față de voi. Încercați să comunicați deschis cu partenerul chiar și atunci când aveți o problemă mai delicată și veți observa cum neînțelegerile dintre voi se împuținează. S-ar putea să observați o problemă în bugetul vostru, chiar dacă instinctul este să dați vina pe altcineva, s-ar putea ca responsabilitatea să vă aparțină vouă în totalitate. Listele de cumpărături pe care să le respectați cu strictețe ar putea să vă ajute foarte mult. Ar trebui să încercați să vă relaxați mai mult în timpul liber, deoarece stresul poate duce la probleme de sănătate.